2-10, probă de microfon. Te salut, Alex, salut, Lucian, salut, Angelo, salut, Gabi, salut, Ștefan, salut, Marian, salut, Bogdi, Mihai, Mario, Edi, vă salut pe toți și bine ați revenit la un nou live stream. Întâi, hai să lăsăm frână, cum era. Sunt la Brașov, trebuie să ajung la Târgu Mureș, după cum bine vedeți. Trecem prin Sighișoara. Trebuia să trec și Sighișoara, Târgu Mureș, mamă ce mișto sună ca nume. Da. Hai să-i dăm drumul. Mă așez confortabil. Lumina, faza lungă, uite ce frumos e cu faza lungă. Avem clanson, avem goarnă. Te salută Darius, salutare Denis, te salută tehnologia. Salută, linkul de la mapă nu este link, e o hartă mai privată, să zic așa. Ok. Din câte știu, aceste drumuri vor fi disponibile din versiunea 04 al hărții României by Alexandru. Dar eu mi-am permis să fac un fel de clickbait. Știu că se supără Alexandru, n-am ce să-ți fac Alexandru. Am trebuit să trec numele, așa mi s-a părut, așa frumos să mai scriu și Andu, că nu o să mai fie. Nu o să mai fie posibil și măcar acum cât pot, mai scriu Andu. Frate, ce bate soarele, uite, mamă, mă zăpăcește de cap. Cum ai luat modul de Man Euro 3? L-am descărcat, simplu, de pe ETS2.lt. Da. Ceea ce îmi place e că nu scrie că e man decât pe volan. Ia să ți-l arăt și ție. Uite, la practică pe aici, iată. Ia uite cum arată. Mamă, ce îmi place cum arată, ești nebun. E stair. Deci chiar îmi place foarte mult cum arată manul. Hopa, să-mi țin banda de acum. De ce mergi cu fura doar de la man? Cum adică, Lucian, că nu înțeleg? Chiar întrebarea asta ta n-am înțeles-o. Goingist-ul doar. Deci Goingist-ul dacă e nevoie să-l mai... Nu doarme, Angelo. Păi îl găsești pe ETS2.lt. Scrii man... cum se cheamă, non-euro, nici Man TGA, acum am să aminte, este Manu TGA. Te salut, Muso. S-a trântit unul în mine direct, frate, ești nebun, un kamikaze. Gabi, da, e dus turbo, da, trage un pic cam greu. Te salut, Adriane. Ce culoare? E negru cu alb cu roșu. Cacaneul înăuntru. Perdeaua. Mamă, deci pe cuvânt dacă înțeleg ce trebuie să fac aici, iată. Mamă, și autostradă, dar pe unde trebuie să o iau? Păi ești nebun, ia uite ce optar mă pune să fac în sensul ăsta giratoriu. Și în al doilea rând am combustibil că nu știu. Stai că nu știu să mă uit la rezervor, ești nebun? Măi, dar eu n-am zoom-ul. What? Eu n-am zoom-ul aici pe butonul ăsta. Dar de ce n-am zoom-ul? Stai puțin, să punem zoom-ul. Opțiuni, configurare butoane. Configurare butoane. Și zoom cameră internă. Gata, frate. Tank. Da, uite, acum a fost și eu. Da, e plin rezervorul. Ok, pe aici trebuie să o luăm. Nu e niciun moderator. Este, se știe, moderator sunt. Și primul moderator sunt eu, adică principalul. Deci e suficient. Și vreau să-i mulțumesc frumos pe această cale, că mi-am adus aminte că ai întrebat de moderatori. Vreau să-i mulțumesc
știe el cui că m-am jurat la sfârșit de live, de live-ul trecut, să știi că nu n-ai trecut neremarcat, deci ți-ai luat bani, dacă te întrebi de ce nu mai poți scrie, uite de asta, că m-ai înjurat în afara live-ului pe chat. O, te salut, Alex, dar tu nu erai... Ba da, încă ești în Eurotrack Simulator 2, te-am prins, frate. Ba nu. Nu, e Alexandru. Stai că te încurc cu Alexandru, frate, amândoi cu Alex, cu denumiri de genul, pe cuvânt că vă încurc. Da, Alex 15, da, tu ești 563, da, frate, vă încurc. Te salut, Panda. Harta e... Panda e... E continuată de băieții din echipa lui Andu, ca să zic totul, și e optimizată pentru 1.36, dar e privată, încă nu e disponibilă la download nicăieri, înțelegi? Eu am avut privilegiul să o primesc, dar na, ea încă rămâne privată. Salutare, Marvin! Mamă, stai să dau un pic mai încet muzica, mi se pare că... Nu mi se aude camionul așa de bine, mai ales cum toarce el. Petru, îți mulțumesc frumos. Când s-a întâmplat asta, s-a ceva? Ieri, aseară, cum adică? Ultimul live. Și ghiși cine m-a jurat? Oleg! Oleg m-a jurat. Scuză-mă, sergente, salut, te salut. Eu îmi beau cafea, încă. Mie îmi place să beau cafea tot timpul, deci... Deci, Depro, MANTGA, găsești pe ETS2.lt. Fotbalist, salut, man, am revenit, Andu Team cu harta... Nu, băieții au continuat și atât, deci ei nu au publicat harta sau ceva de genul, i-au dat-o lui Alexandru. Ca să vă spun așa un pic din discuții de care știu și nu cred că e un secret, Alexandru vrea să introducă harta aceasta, vrea să o introducă pe harta lui, să o lipească de-a lui, din versiunea 0.4. Discuțiile le-a avut și cu Andu, deci Andu, după câte am înțeles, și-a dat acceptul, a renunțat la hartă, să zicem așa, la muncă. Na. Și chiar mă bucur că o să avem o hartă foarte mare din 0.4. Deci 0.3 să se lanseze, că 0.4 va fi BUM! Wow! De jumate din țară va fi gata. Te salută, gaming. Ba, poți juca pe harta României, numai că nu o să te poți conecta cu partea cealaltă de Europa. O să faci numai curse interne, ceea ce e un nasol, știi? E destul de nasol. Băi, frate, băi, nu! Ne-am înghesuit amândoi aici, iată, frate. Ăla a ieșit foarte șifonat din toată chestia asta. Deci ăla a ieșit cel mai șifonat. Eu nu am remorca în spate, deci remorca nu e a mea, uitați remorca, e de la Shell, deci nu-mi pasă, o am doar așa, de o cursă, nu e remorca proprie. Chiar mi-ar fi plăcut să am astfel remorca, pe cuvânt. Wow, se încarcă textura, am crezut că n-o să am textură mai încolo, dar se încarcă un pic mai greuț, nu-i problemă, bine că avem. Nu, Andu a renunțat să mai lucreze la hartă. Încadrați-vă pe banda dreaptă, pe urmă virați la dreapta. Nu e de la telefon, e de la YouTube, am încercat și asta. Despre ce? Că se blochează uneori, da, e YouTube-ul de vină. YouTube-ul face delay-ul ăla sau se mișcă greu. Na, m-au de lucrat băieți, încă învață, novici. Mamă, ce greu se mișcă. Ai băgat lumea în el. Păi, am zis de la bun început, Alex, că e un clickbait, un mini clickbait, pentru că așa se și numește. Deci harta a fost începută de o echipă care se numește Andu Team. Vrem, nu vrem, că cât a lucrat Andu, cât a lucrat echipa, totuși, hai să fim sinceri, se numește Andu Team. Cum Alexandru Team, Andu Team, înțelegi tu? Au lucrat sub un steag, sub un nume, sub o denumire, sub o entitate, sub... înțelegi tu?
Deci cu toții suntem creștini, ortodoxi, din naștere, că nu ne dă voie să alegem. E o politică aici, atât, nu mai intrăm în discuție. Te salut, Codruț. Da, e clickbait. E semi. Deci, teoretic, eu am scris bine. Teoretic. Practic, nu știu dacă e chiar super ok, dar băieții au făcut parte din echipa lui Andu și proiectul acesta îi aparține lui Andu. Deci, hai să o luăm așa. O luăm corect. Da, am scris bine. Deci, hai să fim sinceri. Proiectul, deci totul a fost gândit și așa mai departe de Andu. Deci, îi aparține toată lucrarea până la urmă, că el își ia meritele și șuturile în cur. Deci nu e chiar clickbait, hai să fim sinceri. Încă nu face parte din harta lui Alexandru. Adică n-a fost adăugat, înțelegi tu, nu s-a lipit, nu s-a făcut contropirea. Încă nu, încă e separată. Ok, încetinesc. Bănuiesc că tot el ți-a dat dislike. De acum o să am 3 sau 4 dislike-uri, lasă, nu-i problemă. E Oleg, a meu, de acum am un fan înfocat, live de live, o să vină să-mi dea dislike-ul, deci. Adică, Andu, nu, cu dislike-ul e vorba de altcineva, mi-am făcut un tovarăș nou, Oleg, îi știu și celălalt cont, de abia aștept să scrie și cu celălalt. Nu-i problemă, că dacă vreau să îl găsesc contul, mă duc pe live-urile pe data de 24-25. Când îmi scria de pe contul celălalt și îl banez direct de acolo, deci nu-i problemă. Tata-i bandit. Harta e alu Andu, dacă v-a dat-o e altceva. Corect, Dan, mulțumesc frumos. Deci proiectul e alu Andu, dacă el a renunțat și așa mai departe, dar încă este alu Andu. Încă este, până când nu va fi adăugată în harta lui Alexandru, să o numim harta lui Andu. Măcar un ultim omagiu, ca să zicem, acestei hărți și echipei, până la urmă, că nu știu ce s-a mai întâmplat cu echipa. Chiar uite, Alex, băieții din Andu Team fac parte din Alexandru Team. Te salut, Claudiu. Te salut, Teiache. Mapa încă nu o poți descărca pentru că nu este disponibilă la download, ca să fiu sincer, e o hartă privată încă. O deține toți beta testerii și toți care lucrează la harta României. Mamă, dar drumul ăsta, mamă ce nasol e cu textura asta, tot îmi sclipește, zici că e diamante, briliante, e o chestie așa de nasoală la textură. Unicul lucru care e deranjant e textura drumului. Te salut, Tofan. O să arăt și harta. Dar hai să ne bucurăm de peisaje, că până la urmă cât e de mare harta și cât e de mică, puțin pasă pe de o parte, că oricum voi nu o puteți descărca de nicăieri. Deci nu are relevanța asta. Hai să ne uităm cât de bine au lucrat-o băieții. Și cred că și Andreea s-a lucrat la ei. Ah, Lucky? Lucky a lucrat? Mamă, dar trebuie să stau de vorbă cu Lucky. Anto mai lucrează în parcă și nici Traian. Te salută, Marian. Alex, nu este disponibilă harta nicăieri la download. E o hartă privată. E foarte colorată. Da, decolorat, asta e treaba mea, eu am colorat-o, ca să zic așa, mie așa îmi plac culorile mai vii, nu foarte stridente, dar un pic mai vii, da. Te salut, Bogdan, te salut, Alberto. Dacă a făcut Zalou, dacă nu mă înșel la ei, Zalou-ul? Și Alex, mai poți să-mi dai un detaliu din interior, cine va lucra sau cine lucrează în momentul de față la orașul Suceava pe Alexandru Team, că am auzit niște zvonuri că s-au apucat băieții să lucreze la orașul Suceava. Te salută, Bas.
Asta e secret. De ce nu pot face curse externe fără Goins? Dacă... Păi n-ai drum. Când nu ai DLC-ul, nu te poți conecta cu restul hărții. Păi, tu m-ai întrebat dacă poți juca pe harta României fără alte DLC-uri. Eu ți-am zis teoretic nu, practic da. Deci îți trebuie Goinghist-ul ca să legi România de restul hărții. Deci poți să-ți cumperi DLC-ul, să-l joci pe harta României, dar nu te poți conecta cu Germania fără, cum se cheamă, Goinghist. Poți să faci numai curse în România pe DLC. E simplu, nu ai drumuri. Levitezi, cum ajungi? Nu o să-ți dea curse că nu găsește drum. Te salută, Ovidiu. Harta merge și pe 1.36? Păi eu joc pe 1.36, da. Sunt pe versiunea de 1.36. Și asta mulțumită echipei lui Alexandru, care au adus-o la versiunea de 1.36. Jack, salutare, ceva, salutare, am întrebat DLC cu harta României și toate orașele sale. Nu există DLC, nu cred că o să existe vreodată DLC cu harta României cu toate orașele. Hartă mod, da, sunt deja hărți modate cu toate orașele reședință de județ, ca să zic așa, orașele mari. Dar nu mai mult de atât. Deci, completă, nu. Nu. O hartă reală, sunt puține. Foarte puține, harta României reală sunt foarte puține. Adică ați două. Andru și Alexandru. Ce-mi place. Gabi, nu știu să-ți răspund câți cai putere are. Mă țin minte când te-am întrebat, nu, Bogdane, nu mai știu, că toată lumea mă întreabă de calculatoare, deci pe cuvânt, dacă e să vorbesc despre calculatoare, crede-mă că, deci nebunesc eu, zici că sunt stresul computers aici, atât ce naiba. Mă încurcă lumea, nu cred că semănăm nici la voce, da, pe la figură, de caracter nici nu mai încape, vorba. Dar la Brâladă, cum se poate ajunge doar cu camera 0? Nu știu, type, despre ce vorbește. Salutare, Eugen, Alex, nu m-ai deranjat. Ai grijă la bandă. Eu am fost foarte atent în chat să văd ce mesaje n-am citit și așa mai departe. Și hai să vedem cum pot să-mi bag Radio România. Foarte simplu, caută tutorial, dacă nu, îi dai drumul numai documents în Euro Truck Simulator 2 la acel mod cu, cum se cheamă, acel mod de radio. Deci nu trebuie să-l instalezi undeva, îl downloadezi de pe ETS2.lt, Radio România sau cum se numește el, și dai drumul direct în Euro Truck Simulator 2, ai intrat în folder și dai drumul acolo, intri frumos, apeși râul, înțelegi? Și aici ai Flux Radio, dai de aici și... Na, eu nu mi-am reinstalat și nu mi-am downloadat radiourile românești, recunosc. Nu mi-am mai adăugat, pentru că nici nu mai am timp să joc în afara streamului Euro Truck. Sau există pe hartă? Da, există. Există pe o hartă, Bârladu. Știu că l-am văzut, dar nu mai știu pe care și cum. Te salut, Channel. Te salut, Adi. Cum nu ai văzut, Bladu e făcut de ce Aurel? Uite. Vezi că eu ți-am zis că există. Vezi? Încadrați-vă pe banda dreaptă. Dar nu mai știam pe care Mergeți și cum. înainte. Pe mine mă interesează doar Suceava, de ce să vă mint, Mergeți fraților? înainte. Doar orașul Suceava să-l văd odată și odată făcut. Cum vă pasă vouă de orașele voastre, așa îmi pasă și mie numai de orașul meu. Da, și de hashtag și eu. Mamă, unde virezi, băi? Unde te duci? Unde te duci tu pe acolo? Este pe hartă Sibiu, Gabi. Pe harta României există Sibiu.
pe hartă există și Suceava, pe hartă există și Botoșani, pe hartă există și București. Alberto, foarte bună întrebarea, dacă există pe ETS2, Curtea de Argeș. N-am văzut nicăieri Curtea de Argeș, recunosc. Curtea de Argeș chiar n-am văzut-o. Ce părere ai de harta făcută de Andu? Antonio, am o singură problemă pe harta lui Andu, curbele sunt prea strâmte. Deci neapărat trebuie să intri pe contrasens, înțelegi? Parcă a exagerat un pic în curbe, eu zic din versiunile lui 02 sau ce versiune a scos el atunci. Știu că erau niște serpentine, niște curbe așa de strânse încât neapărat trebuie să intri pe contrasens încât să nu atingi remorca, ceea ce în România nu prea se întâmplă, știi? Adică ai... poți să menții banda. DJ, te salut cu respect. Dar eu nu mă pot abține. UNO36. Deci eu joc numai pe versiunea de 1.36. Tot ce am jucat, de când a apărut versiunea aceasta, numai pe această versiune am jucat de 1.36, încă o dată spun. N-am trecut pe o versiune inferioară. Te salut, Infinite. Este Republica Moldova pe vreun mod? Da, e pe ProMod. Știu că acolo există două orașe. Chișinău, asta o spun că am auzit-o la... stai, la ce era? Cu Smiley. Stai că mi-aduc aminte, cu Smiley. Smiley cu Bartoș. Făceau chestia asta și Bălți. Deci Chișinău și Bălți există pe ProMod. Te salut, Cornel. Pe versiunea de să poți juca mapa și ai nevoie de toate DLC-urile. Pe ce joc eu acum, nu știu să-ți spun sincer dacă e nevoie de DLC-uri. Deci pe ceea ce a făcut Andu, categoric nu cred că este nevoie de DLC-uri. Sau dacă e nevoie, cred că e nevoie numai de Scandinavia și nici nu știu dacă era Vive la France pe atunci. Deci asta pot să spună numai Alexandru și hai să-l salutăm. Te salut, Alexandru, te rog frumos, preia legătura. Pe harta lui Andu e nevoie de DLC-uri. Adică, din câte știu eu, harta e destul de veche și nu știu dacă pe atunci era și Vive la France lansat. Știu sigur că era Scandinavia, dar de Vive la France chiar n-am cunoștințe. Mulțumesc frumos, Cornel. Te salut, Marius. Dă-mi și mie linkul de la tir. Poți să-l cauți și tu singur, Mihai. Se numește Man TGA. Bine ai revenit, Alex. Da, de Going East nici nu cape vorba. Deci nu, eu am sărit peste Going East deodată ce am zis de Scandinavia, pentru că chiar așa au fost. Going East, Scandinavia, dar nu știu Vive la France. Corect, corect, corect. Bine punctat, Alexandru. Asta nici eu nu știu dacă o să fac accident sau nu. Dar eu încerc să-mi mențin banda, să nu lovesc pe nimeni în trafic. Ceva m-am alăturat pe Discord. Angelo, bine ai venit, rău ai nimerit. 18 și 11 minute, e bine. Era Vive la France, da, dar nu știu dacă au folosit ceva din acel DLC, dacă au apucat. Acum nu știu băieții, deci băieții care au lucrat în continuare, Florin05 și Mihai05, dacă mi-aduc bine aminte, că parcă așa mi-a zis atunci Alexandru că au fost băieți care au lucrat în continuare, nu știu dacă au folosit. Uite, iarăși un lucru pe care nu-l știu. George, dacă vrei să afli mai multe despre mine și despre acest canal, te rog să citești descrierea. Harta este pregătită de unire, deci are nevoie de toate DLC-urile. Deci perfect, deci toate DLC-urile, inclusiv DLC-ul cu România. Deci el când s-a referit Alexandru că are nevoie de toate DLC-urile, a băgat și cum se cheamă, DLC-ul cu România, Road to the Black Sea, ca să înțelegeți și voi. Deci versiunea când va fi lansată, neapărat trebuie să vă cumpărați acel DLC. Da, uite că Alexandru confirmă, mai ales că știu că e fan numărul 1 al celui DLC, da.
toate DLC-urile, a spus, a zis și Road to the Black Sea. Sunt abonat la tine de când făceai roleplay cu ETS, cu o mașină de poliție. Oh, George, a trecut mai bine de jumătate de an. Arată puțin harta asta. Hai cu arăt, chiar sincer, uite că am obosit, am început să transpir și din cauza asta am zis că ar fi bine să o prezint cât timp trag o leacă de aer în piept. De am tras fumul și n-am tras aer chiar. Da, în fine. Uite, acum ajungem la Sighișoara, la Seghedin, am răspuns la Sighișoara, dar ce am eu cu Seghedin? Sighișoara în toată țara. După care ajungem și la Târgu Mureș și din Târgu Mureș și o să vedem, sau o să declarăm stare de urgență și o să vedem pe ce drumuri o să mai mergem. Nu știu dacă m-aș mai plimba cu Mantegea, pentru că e și el obosit. Adică, ia uitați-l cum arată. Ia uitați. E obosit și el. Uite. Chiar ar trebui să pornesc beculețele, duc chestia inflamabilă. Ia uitați. Opa. Mult de mult de mult. Ce? Te salută, Florin, poți arăta harta, am arătat-o, salut Daniel. Îmi dai mod pirotehnice, citește-te rog descrierea, o să vezi multe lucruri interesante scrise acolo. Sugestie, Târgu Mureș, Luduș, vizitezi toată harta? Na, n-am atâta timp. N-am atâta timp să mă plimb pe toată harta. Te salută, Kent. Type, acum referitor la nordul țării, nord-estul țării, ca să zic așa, nord-sud, nord-vest, e făcut, nord-vestul sunt acum. Ca să zicem așa, zona Bucovinei, de ce nu au făcut-o? Deci răspunsul au venit, deci întâmplător am aflat răspunsul, pentru că harta este făcută, acum nu vă supărați pe mine, de niște păcătoși, frate. Deci țărâmul credinței, frate, unde sunt cele mai multe mănăstiri, biserici ridicate pe cap de locuitor, unde lumea se roagă, invocă ploaia, descântă, încântă, alungă demonii, frate. Deci, patria credinței din România se află în Bucovina, frate. Cele mai multe mănăstiri, puteți să căutați, sunt aici. Aici, unde mă aflu eu, în Suceava, în județul Suceava, municipiul Suceava, frate. Și acești păcătoși păgâni care sunt ei, nu vor să-l facă. Și aici mă întreb, oare sunt împiși de satana? Mergeți în Deci, anul. nu știu, asta chiar nu știu. Da, eu îți dau bani ție. Deci, te rog, un moderator să-i dea banul lui Mihai. Chiar bani, dar de două ori să-i dea bani, adică să fiu sigur că dacă nu merge din prima să meargă din a doua. Confirm, te salut, Riddler, te salut. Mergeți în anul. Ban, am zis, nu time out, ban, că nu e prima oară când face spam. La stânga. Deci ban, deci nu, sunt foarte danic, dar doi bani. Uuu, frate, am virat în el direct. Mulțumesc, Alexandru. Dar câte hărți de România sunt? O bună întrebare. Foarte multe type. Foarte, foarte multe. Mai ales că acum am mai găsit încă un rebuild la DLC. Am zis că nu-l mai încerc și pe acela. Deci poate o să-l încerc mai încolo. Mai este rebuild-ul lui Ștefan. Mai este fosta lui Andu, ca să zic așa, pe care joc eu. Mai este o versiune foarte veche a lui Elixir. Mai există Alexandru pe aici pe acolo. Mai există Mirfi, mai este Letal cu harta lui. Deci avem România, mai avem versiune de pro mod. Deci ce să mai vorbim, frate? Noi suntem boieri. Nimeni nu are atâtea versiuni la țările lor cât avem noi la romanii. Glumescu. Alu Traian? Care e alu Traian, frate? Stai puțin că de Traian nu știu nimica. Care e Traian? Cine e Traian? Intrați în Stai sensul puțin. giratoriu și Care părăsiți type? Că eu nu știu de nicio harta lui Traian. sensul giratoriu.
De 3 ani știu doar de niște moduri. Parcă, parcă romanul modul am văzut și al lui Traian. Da, Marea Unire, type. Marea Unire va avea loc, sper că anul acesta, și va fi disponibilă la download din versiunea 0.4. Acum te rog să nu te superi, Alexandru, pe mine, dar am avut eu momentul ăla, știi, de refulare, înțelegi? Pentru că orice s-ar face, numai Suceava nu e inclusă în plan, sau zona Moldovei, a Bucovinei, pe acolo nimeni nu vrea să facă și nu înțeleg de ce. Vă e frică? Vă e frică că luați bătaie, plecați de sculț când lucrați la hartă, la drumuri, pe aici, iată? Spuneți, spuneți că se rezolvă. Nu vă iau mult pentru taxa de protecție, stați liniștiți. Te salut, Adriane, te rog, de ce nu... Păi ce nu merge, DJ, că nu știu ce nu se merge. Te salută, Gamer Pro. Și Afa, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Deci eu pot să mă supăr? Da, da, Alex, eu chiar am încercat să te supăr, dar nu reușesc. A dracu să fiu, că cu tine nu reușesc să te fac să te superi. A încercat și Alexandru, nici el n-a reușit, frate, să te supere. Am înțeles, dar nu, nu, eu vorbesc de harta României, nu vorbesc de niște drumuri și așa mai departe. Nu, nu, versiuni de hărți al României în care se scrie în titlu harta României, nu Transfăgărășanu. Uite că eu n-am încercat Transfăgărășanu, recunosc, uite, pe aia nu m-am plimbat. Adică nu mă plimb pe porțiuni mici, nu mai mă chinui, înțelegi? Gamer, da, e gratis privitul la mine. Nu taxez pe nimeni, nu știu la ce te referi tu să mai fie gratis, că până la urmă plătești aerul pe care îl respiri. Sincer, eu îmi sar repede din pepen, dar știu să mă stăpânesc, cred. Păi dacă nu te învăț eu, să ai autocontrol. O să o arăt, Rareș, mai încolo. Infinit în 05 va fi Sibiu, Pitești, Șcalafat, Craiova? Nu, nu Infinity. Nu, 05 va fi Rebuild. Deci ține minte ce spun eu, Rebuild, se reface zona Bucovinei. Se reface Bucovina cu Moldova. În 04 se adaugă aici, în 05 se reface zona Bucovinei, că pe acolo nu-mi place mie câteva drumuri. Am zis alu Elixir, am specificat-o, pentru că acolo a lucrat și Alin. Dar Alin a lucrat în multe hărți, frate. Dacă stau și mă gândesc bine, Alin cam prin toate hărțile și-a pus amprenta. De Fodor Alin vorbesc. Am văzut că ți-a luat ceva până ai luat carnetul. Afa, ghinionist, nu, ghinionist, a avut ceva, a avut pică pe mine, știi? A, deci nu, n-am vrut să dau șpagă, recunosc. N-am vrut să dau șpagă de-a dracului, am zis, ori iau pe bune, ori nu-l iau. La ce dracu? Da, și banii i-am pierdut la păcănele pe urmă, că i-aveam pregătiți oricum la mine. 500 sau 500 de bastoane, sau cum se spune, 5 bastoane, habar n-am, nu le-am cu termenii ăștia, dar oricum. I-am băgat în păcănele și acolo au rămas, s-au blocat păcănelele. A rămas blocat pe alba neagră, pe roșu negru. Care dintre drumul e ăla invizibil sau ăla inexistent? De ce îmi decrezi jocul când bagă rebuild-ul lui Ștefan? Dai DLC-ul cu România? Ai citit descrierea? Mai ai nevoie și de celelalte DLC-uri? Nu cunosc, sincer. Citește descrierea și vezi. Deci, în primul și primul rând, trebuie neapărat să ai DLC-ul cu România. Andrei, ce cred că stă în umbră? Dar el tot timpul a fost în umbra mea. Stai liniștit. Deci, Bogdi, e o afirmație de-a ta pe care eu o validez. Deci tot timpul o să fie în umbra mea. E ca feciorul meu, frate. E ca un copil la meu. Deci nu, serios acum, deci, cum naiba să nu... Tot timpul o să rămână în umbra tatălui. Te salut, Ovidiu.
Bogdan, bă, bine ai venit, rău ai nimerit. Tot la 18 și 11 îmi scrie, frate. E o greșeală undeva. Ziceava, de ce nu merge stația pe tracker să mă pă? Păi nu știu. Deci aici chiar nu știu să spun. Copilul tău. Deci, Bogdan, ai văzut că l-am desconspirat. Deci am știut de ce să-i spun. Ai văzut. Când o să apară următoarea versiune a lui Mapandu. Cătă nu o să mai apară. Deci nu. Deci harta lui Andu s-a oprit în versiunea 0.2. Ultima versiune pe care a lansat-o el în mod oficial parcă a fost 0.2 la dânsul sau versiunea a doua. Nu cunosc versiunile la el foarte bine că a trecut ceva timp. Dar știu că parcă n-a apărut a treia versiune. Parcă așa este. A treia versiune n-a mai apărut. Sau a apărut pentru scurt timp și a dispărut, ceva de genul. Aici încă nu sunt sigur ce s-a întâmplat. Da, cam asta e. De acum să spunem că proprietar pe hartă este proprietar. Na, Alexandru. Ce transport? Bună întrebare. Shell, transport 27 de tone. Vrei să vezi cum arată Shell-ul? Uite așa arată. Stai frate că aici merge o poză. Mamă ce am băgat. Nu vă arăt mail-urile că îmi furați adresa de mail, după aceea îmi spargeți contul și așa mai departe. Hai că am văzut eu ce ați făcut și la Barbă Neagră și așa mai departe. Da, furăcioși de mici, frate. Dacă nu v-aș cunoaște, nu v-aș ști, dar știu ce vă duce capul pe voi. Ciorditori, ciorditori de conturi. Opa, ce dracu am aici, bordură, ce dracu, trebuie să sar, pârlează. Hai că e frumos. Hai că arată bine, frate. Hai, mie chiar îmi place cum arată. Încă un pic mai în sus, uite așa. Dăm un pic mai din față. Ia uitați, chiar arată bine. Și haideți să continuăm drumul. Combustibil. Combustibil. Un amestec de benzină cu motorină, știi? Jumii-jumat. E petrol? Nu e petrol, e aurul negru. Te salută, Horatiu. Mamă, ce vorba profesionistii ăștia. Ai văzut? Cu aparat Nikon sau Canyon. Bun, Anonymous. Te salut, Cătăline. Te-am salutat încă o dată. Dar te mai salut de vreo 3 ori dacă am scris. S-a mințit un pic. Nu o te supăra pe mine. Păi, viață îndelungată, Angelo, eu îți urez. Mi-ai zis că dai de motor. Îți trebuie mai mult. Să n-ai baftă de accidente, nu știu cum să-ți spun. De obicei se spun, deci aici în zona mea, la motocicliști li se spune donator de organe. Tu ai completat chestii de genul. Doamne ferește, zic și eu. Știu că nu e o glumă foarte bună, dar totuși. Te salut, Cătă. Mamă, ce scris de nume ți-ai pus, Cătă, să te vadă bunicul, frate. Nu numai eu, și bunicul vede ce ai cum numele tău. Să-mi bat piciorul. Dita mai Cătă acolo. Da, dar nu e adevărat dacă mergi cu cap. Fai, ferească Dumnezeu să mergi în cap. Asta nu sunt doresc în veci și pururi, să mergi în cap pe motor. Nu, dar se vede, este evident, proeminent numele. Te salut, Laurențiu. Adi, exact cum se citește. Be. Be. Ai uitat să pui râu, băiatul meu. Care este destinația? Târgu Mureș. Beriște, auzi? Te salută, Pompileu. Există și Beiuș, și Teiuș. Te salut, Marian. Te salut, Paule. Like, share, subscribe.
foarte bună sugestia, Pompiliu. Chiar am o rugăminte. Dacă ați putea să-mi spuneți câte like-uri s-au adunat în acest livestream, chiar sunt curios. Câtă lume a apăsat acel buton? Deci aici nu forțez pe nimeni. Deci chiar doar sugerez, dacă vreți să apăsați acel buton, nu sunteți forțați sau ceva de genul. Mamă, deci cum îmi scri... Deci nu, dă să-i dau timeout. Frate, cum îi dau timeout? Stai că îi dau timeout. Frate, stai că mi se duce camionul aiurea. Stai că îl dau așa. Stai că îi dau eu timeout la fecioraș. Păi, fecioraș, dar tu de astea îmi faci. Unde ești? Stai. Unde te duci? Stai că mai vreau să-ți dau. Gata. Nu, am copchil obraznic, pe cuvânt, din calea afară, deci nimic nu bagă la cap. E un copil obraznic, Andrei, da, e foarte obraznic. Și eu tot am zis, eu n-am apucat, că eu am fost la muncă. Eu dădeam telefon și spuneam să-l bată mama. Dar nu s-a prins, adică nu știe de frică de mine, să zic așa. Frate, ușurel pe aici. Dar camera asta foto Nikon, ce, frate? Nu cunosc camera aia, Jack, nu sunt pasionat chiar așa de parte de Nikonuri sau de Canon sau cum se mai cheamă mărcile astea. Pe la distribuitorul Renault sunt acum, dacă tot am fost întrebat. Și sunt în Târgu Mureș. Acum intru în Târgu Mureș, mai exact. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe ce versiune va fi Piteștiu? Piteștiu? Chiar sincer nu știu. Și părăsiți-l la a doua ușie. Chiar mă jur că nu știu Piteștiu pe care va fi. Părăsiți sensul giratoriu. Stai să văd dacă pot să părăsesc. Da, direct în mine a intrat, frate, până am frânat eu. Să mă dau un pic cu spatele. Oare o să fac stâna de vale și asta nu știu câți kilometri mai ai? Nu mai am mult. Acum ajung. Gamer, nu m-am întrebat, că nu știu, am mai spus. De unde pot lua și o harta? Harta aceasta încă nu este disponibilă la download. Sper să facă Piteștiu în 05. Și eu sper. Sper să facă și Suceava, și Piteștiu, și Galațiu, și Vasluiu, și Constanța în 05. Toate să fie făcute în 05. Păi nu știu, nu mă întreba pe mine. A fugit de la locul faptei, ai văzut? S-a uitat, a văzut că îi merge motorul. Gata, frate, a chișcat-o. Și Ungaria, de corect, Alessandro. Păi este B-uș pe harta lui Ando, dar stâna de vale este? Nu este, na. Dacă care e următoarea stradă, frate? Pe asta? La autobuze sau cealaltă? Cred că e cealaltă. Oare mă încadrez? Ia să ne uităm. Hai că m-am încadrat. Ajungeți la destinație. Și acum hai să mergem să o parcăm în spate, frumos. Păi acum când o parchez o să arăt. Cel mai trist turist. Mulțumesc, gamer. Ia uite, aici trebuie să o parchez. Cam scârție totul pe aici. Ok.
Da. Mamă, stai că trebuia să virez mai mult. Dar asta e până la urmă. O îndrepte până la urmă. E acceptabil acum. Afișăm, dăm continuare. Vedeți că tot ce semnul. Ia uitați-l. Mamă, stai când dau așa. Mamă, de ce de când dau de scroll mi se mute chat-ul? Ofertă cursă. Cursă rapidă. Și de unde plecăm acum? Te salut, Daniel, te salut, John. De ce nu te faci ofert de camion? Grea întrebare. Roleplay n-am filmat deloc, nici nu prea am timp să filmez, recunosc. E foarte bun, Stelian. De la Alexandru am harta, Radu. Alba, please, de ce nu pot să-mi iau un job în ETS2? Robert, nu știu ce versiune ai, cum îl ai, sincer, chiar nu știu ce probleme întâmpin tu acolo, mai exact. Sau continuăm de unde am rămas, că nici nu mai știu pe unde am rămas, ești nebun? Bursă transport. Mă uit așa, de la Târgu Mureș. Timișoara, Dej. Mamă, 49 de tone. Ardut, Zalău, Sein. Da, e greu să spun că asta e cursa care vreau să o fac. Aluneca harta, da, corect. Te salut, TV. Da, aici nu e bine centrată, că nu le-am așezat eu în ordine, ceva de genul. Te salută, Strudel. Deci, până la urmă, de unde? De unde și cum? Mergem? Facem cursa asta, deci, cu 49 de tone? Și mie un mod să pun pasageri o persoană, cum aveai tu pe Shakira. Păi modul se numește SISL. Salutare din Cluj, la Zalău, Satul Mare. Da, cursă rapidă. Zalău, uite aici. Zalău către Megidia, către Arad, nu știu. Către Sein. Către Alba. Nu știu, spuneți-mi voi unde să merg. Iau cursă către Reșița, către Alba, Târgu Mureș. Oradea. Nu, încă nu este al lui Alexandru, încă e nerevendicată, teoretic, practic, da. Alba, vreau să văd cum arată. Păi am Alba, frate. Asta? Asta rămâne?
Rămâne Alba? Să scrieți în chat, da sau nu. Gilău. Ce mai faci challenge-ul ăla? E gata, am picat. Hai. Ok, scoatem acesta. Hai să vedem ce încărcătură am. Wow. Power Cat. Ok, ok. Mamă, fii atent ce avioane, elicoptere aveam pe aici, iată. Ești nebun. Dăm drumul la poziție și plecăm. Dar oare nu pot să ies pe aici? Iată, ce trebuie să mă învârt atâta? Mai vine cineva? Nu mai vine nimeni. Gata. Intrați în sensul girator și părăsiți la a doua ieșire. Nu exista pe atunci? Am înțeles, am înțeles, type. Uite, chiar chestia asta n-am băgat seama. Păi dacă bag și Renault Range, atunci clar că am făcut de toate pe harta lui Ando. Ia uite, îl atingeam. Bine că m-am dus aiurea. Mamă, cum semnalizez, stai, așa. Ce vă dau sala la Deva, am urez un simplu noroc. Noroc, Adriane. Uite, dacă asta ai dorit să auzi, asta am și spus. Uite că mă lasă colegul. Gamer, nu mai spama, că am citit mesajul tău. Mă bag pe unde mă bagă GPS-ul, nu fac abateri de la traseu. Pe aici parcă aveam ziduri invizibile, dacă mi-aduc bine aminte. Fix în intersecția următoare, dacă nu mă înșel. Știu că tura trecută am mai fost odată pe aici și mă blocasem. Hai, bagă-te! Ia uite-l cum o ia. Păi, frate. Ba uite că am mers. Știu că n-am reușit atunci. Ce clan sunt ai? Am mai multe. Nu e așa, Strudel. Scoate legitimație. Avare remorcă, da? Că nu mă încadrez, de aia am mers pe contrasens. Să mă încadrez cu remorcă. Dar de unde atâta? Ok, o luăm pe aici. Ce turbo ai pe camion? E turbo spartă. La ce te așteptai? Tocmai ce am ieșit din Zalău, dacă nu mă înșel.
Mai pe seară după live eu îți dau un mesaj cu un, cu un sac de moduri. Moduri referitoare la ce? Ai trimis căștile alea cu raze audio? Astăzi am primit mesajul că pot să le expediez pe costul meu și o să le trimit mâine. Încă n-am, am așteptat mesajul lor, cei drept, mi-au dat confirmarea și în termen de 14 zile am timp să le expediez, să le trimit mail, cu cine, cum, număr de AVB și așa mai departe. Dar mie îmi place, mie îmi plac băieții ăștia, e super fain, adică în prima fază eu am plătit transportul ca să ajungă coletul la mine, am plătit transportul, ca să-l trimit înapoi plătesc transportul, e bine. Măcar știu un singur lucru, dacă comandam de la EMAG nu plăteam transportul, că am făcut retur și la EMAG și n-am avut niciun fel de problemă. Nu Tezer. Nici cei de la NASA nu au așa căști. Păi, îți dai seama, sunt concepute special pentru mine, frate. Deci nu s-au jucat băieții când au creat căștile, s-au gândit la urechile mele că o să mi le distrugă. Ușor, ușor, lin, fin, deci cum vrei tu să-i spui. Te salut, Denis. Nu este publică, este privată harta. Te salută, Dragoș. Frate, mamă ce am crezut că la tine, mamă ce balans mi-am făcut aici, ești nebun. Care evocarea? Nu, folosesc mod de sunet. Marian se numește Open Pipe. Chiar, uite, chiar nu știu, acum poate să scrie oare Andrei? Că vreau să-l întreb o chestie cu Oleg. Că știu că el a lipsit tura trecută pe live-ul trecut în seara aia. Dacă știe că Oleg și-a luat bani. Stai că mă iau de el, frate. Deci eu pe Oleg l-am banat că m-a și înjurat, ca să vezi, frate. Deci că fă-l moderator pe Oleg. Și când colo mă trezesc înjurat de Oleg. Și plus banuri, timeout-uri date aiurea. Prin Zalău? Tu ești din Zalău, Alexandru? Marian, te rog, nu mai spama. Salut, Suceava, Andu, timp mai lucrează? Nu mai lucrează Rogue Gaming. Și Andrei, n-am, evit să-ți răspund la întrebare, că vorbesc numai de rău, știi? Și hai să nu ne supărăm astăzi. Să rămânem pe un vibe pozitiv. A fost la, cu Daful la Suceava? Și cum ți s-a părut? Nu o poți găsi Matrix, adică versiunea pe care joc eu, clar, nu este disponibilă nicăieri la download. Te salut, Leo. Am citit, Alexandru. Și să-mi spui, Zalou seamănă cu realitatea sau nu? Chiar sunt curios. Are vreo treabă cu realitatea?
ce a făcut echipa lui Andu? În 04, în harta României, Baia Alexandru va fi lansată. Te salut de el. Deci da, da, o va fi disponibilă. Când se va lansa versiunea 03, nici eu nu știu, Sergio, nu mi-a spus nimic Alexandru, deci n-am ce să vă spun. Când ai fost să cumperi prune? Am înțeles, Adrian. Eu sunt pe versiunea de 1.36 în momentul de față. Te salută, Paul. Nu se găsește la download, ea s-a mai lucrat, dar s-a lucrat, să spunem, offline, adică băieți, au mai rămas câțiva băieți care au mai lucrat la hartă și i-au predat-o lui Alexandru, ceva de genul. Face toate orașele din Târgu Mureș, cred că, nu mă întreba pe mine, Denis, că nu cunosc, să spun. Categoric, toate localitățile de acolo, toate vor fi trecute. Ce ai văzut cu tirul? Mă bucur că ți-a plăcut. Ia uite biciclistul, mă, țineți bani de acolo. Pe ce versiune? Păi asta am răspuns, omule. Pe 1.36 eu mă joc. Ai văzut Scania de la... Nu, nu. Adică eu nu mă uit la modele de Scania modificate, înțelegi? De obicei nu-mi plac. Mie îmi place să aibă mod de customizare, să mi-l fac eu cum îmi place. Nu joc cu ele gata configurate, ca să zic așa. Da, am oprit-o cu totul. Te salut, Adrian, te salut, Cezar. Da, tu nu te joci, nu poți să te joci o zi fără DLC? Adică, Adrian, dar ce e rău în asta, dacă mi-am cumpărat DLC-urile, nu e păcat? Daniel, sincer, nu știu ce să spun referitor la trafic. La traficul lui Alexandru e lucrat, ca să înțelegi. E lucrat de Fodor Alin și e încercat să facă un pic mai realistic traficul. Deci, na, acolo clar traficul și arată sau și-a pus aprenta pe hartă. Ceea ce e bine totuși, că e o leacă mai mult trafic. Așa e și în realitate, e înghesuit totul. La Michelin sau de unde există, nu cunosc, adică din Zalu am luat cursa. Dacă e mai bună Scania, păi alergă mai repede, asta sincer se observă, cred. Am înțeles, Adriane, nu, eu nu m-am supărat, stai liniște. Când te mai joci cu Renault Range T? Bună întrebare, chiar în cursa următoare, dacă mai am timp. Meseș? Uite că eu nu l-am fost niciodată, deci recunosc că pe aici, partea asta de lume, capul lumii, n-am umblat, n-am ajuns în capul lumii. E partea opusă a Sucevei, deci ce dracu să caut eu pe aici atât?
Mai încolo o pot, da, o să arăt harta un pic mai încolo. Niciuna. Apropo, niciuna. Ai, frate, că o dau de parapet. Da, se îngustează banda. Și o să-mi taie calea, îți spun eu ce face. Uite. Ți-am zis. Harta nu e disponibilă nicăieri la download. Cu harta României by Alexandru sunt tutoriale, eu nu o să fac, recunosc că nu, sunt prea multe tutoriale. Bun venit în România! De unde iau profil de ATS? De pe site-uri, de genul, de moduri, sunt și profile. Am înțeles, Andrei. Te salută, Ghost Green. Scania e tirul tău preferat? Da, e frumoasă, nu pot să zic că nu e frumoasă. Dar după mine aș prefera un Mante GX. Nu știu, parcă îmi place mai mult Mante GX-ul și interior și exterior. Scania e cea mai frumoasă camion. E prea robotizată. Nu, n-aș putea spune că e prea dotată pe de-o parte. Tot timpul este loc de mai bine. Manu nu fuge. Păi eu nu caut Need for Speed-uri, înțelegi? E cea mai echilibrată, aș putea spune. Manu. La DAF nu-mi place că intre greu, pleacă greu de pe loc. Deci DAF-ul pe Eurotrack pleacă foarte greu. De multe ori îți moare motorul dacă ești pe cutie manuală. Da, dar e vorba și de motorizare aici. Care multe butoane, păi putem să le ascundem, să le aruncăm, ce naiba. Le vindem, facem bani, grămadă. La Scania e frumos volanul. Cosmin, mulțumesc frumos că te-ai abonat. Te salut, Cosmin. Angelo, ce poți te rog să-mi dai un sfat, ce camion de tonaj îmi dai? Păi eu ți-aș spune să iei Mante GX, Euro 6, păi. Aia ți-aș sugera eu. Nu e foarte rapid, dar oricum e super, super mișto. E foarte relaxant să conduci un TGX. La E6. Haide, haide să depășim și noi. Am prins o portiță aici, iată. S-a terminat portița. Dar încă merge portița. Nu vine nimeni din față. Băi, frate, moarte curată, sinucidere aici, iată. Uite, măi, că am avut noroc și nu era nimeni. Băi, frate, ce depășiri fac eu aici. Mulțumesc, Cristian. O, te salut, Twister. Da, dar nici Manu nu m-a dezamăgit. Nu vorbesc de TGA-ul pe care l-am folosit tura trecută, eu vorbesc de TGX Euro 6. NFS Vaslui. Da, că n-a mai umblat nimeni pe drumurile astea, Shredder, de asta crește iarba.
Dar ai moduri private, Timi? N-ai de unde să o iei, Andrei, harta României by Andu. Momentan nu este disponibil la download. Eu de unde o am, să spunem de la creator, să zicem așa, de la Alexandru. Și Alexandru a primit-o de la creator și așa mai departe. Te salută, Remix. Uuu, frate, dar chiar se duce, se duce, să nu mă răstoarne, aia e prostia. Ia uite ce aleargă, ești nebun, 100 și la oră. Nu, aici la harta aceasta n-aș putea spune că este Alexandru creator. Aici a fost echipa lui Andu. Ce mod de sunet folosesc pe Scania? Folosesc OpenPipe 1.5. Ce tastaturi? Nu recomand, Marco, tastaturi. Ia ce îți place ție, că toate sunt bune în felul lor. Înțelegi? Dacă nu folosești ca gamer, profesionist, chestii de astea, orice tastatură e bună, nu mai să te înveți cu ea. Vând moduri ca să-i donez la Suceava. Adminul, hai, nu, l-am observat, dar m-am vrut să văd dacă e cineva, că nu mi-e greu să dau joc un bar, știi? Ai Discord? Da, îl găsești în descriere. Te salut cu respect, Mr. Bandit. L-a tunat cineva. Harta încă nu, Andrei. Te salut, Antonio. Nu, nimic, Mr. Bandit. Deci aici cum a lansat-o atunci sau cum am primit-o cu toții, nu cred că a mai lucrat nimeni pe ea. Te salut din nou, Mihai. Da, iarba, frate, că n-am mai călcat nimeni pe drumuri pe aici. A trecut ceva ani. Ce tiram? O Scania. Dar Scania S500 în joc adăugat, ține de versiunea jocului, Antonio. Eu joc pe versiunea de 1.36. Deci harta a fost actualizată pentru versiunea de 1.36. Da, corect, Daniel. Uite. Numai că la mine e problema că n-am așezat harta corect. Modurile de hartă nu le-am așezat într-o ordine și din cauza asta e deplasată. Și cam aceasta ar fi. Cu siguranță când se va lepi de harta lui Alexandru va dispărea Timișoara, Arad, Chișinău, Criș, Alba și pe aici pe unde s-a lucrat, dar partea asta cu siguranță va rămâne pe aici și partea de nord. Aici cu siguranță va rămâne toate. Că pe aici nu s-a lucrat. Păi, oricum, Alexandru, din noroc sau cum vrei să-i spui, el a lucrat pe partea asta altă, în jos a mers.
aici trebuia să fie ultima parte, în ordinea în care avea el calendarul. Aici, Mr. Mandit, sincer, chiar vreau să fiu rătăcios, chiar mi s-ar părea urât să nu poată să facă rescalarea și așa mai departe. Pentru că, după câte cred eu, cred că a trecut un an de când n-a mai apărut 03-ul. Cred că de un an de zile. Sau ceva de genul. Cred că a trecut un an de zile. Da, corect, în anul 2020 se pot întâmpla multe, un an cu ghinion. Mai ales că noi ne bucurăm de o instabilitate politică, economică, deci așa se întâmplă și se reflectă și în moderi, ca să zic așa. Deci nu m-ar surprinde nici treaba asta. Dar precum a scris astăzi Ștefan Mandache, nu știu dacă ați văzut, a trimis o cerere către guvern, către miniștri și așa mai departe. Eu am citit-o, a fost destul de comică pe de-o parte, adică eu am simțit mai multă ironie în chestia aia decât o chestie chiar de luat în calcul ce o să spună, să spunem, politicieni. Na. Ce poate să spună guvernul? Că o să facă sau nu autostrada și în cât timp o va face, deci ca să-și facă și el planul de afaceri pe termen lung. Crede-mă, dacă îți spune un politician că da, se continuă autostrada și în 10 ani o dă gata, eu nu i-aș crede, pot să mă pic cu lumânarea, eu chiar nu i-aș crede pe politicienii noștri. Deci eu nu mi-aș face afacerea pe chestia asta, știi? Deci aici a fost ironic, a fost ironic, consider că a fost ironic, dacă e chiar un businessman cu capul pe umeri, da, fetița. Clar n-ai luat pe bune ce-ți spune guvernul. Și dacă autostrada va trece și prin Suceava? Da, o altă întrebare destul de bună. Merge mai bine jocul ETS 2 dacă l-ai cumpărat decât piratat? Eu nu mă întreba pe mine, nu știu. Cumpără-le și după aceea vii și ne spui. Cumpără Eurotrack-ul, joacă-l, joacă și piratatul și după aceea să ne spui și nou dacă e vreo diferență, sincer. Ba, contează politica, Andrei. Deci contează foarte mult. Deci tu nu-ți dai seama, Andrei, adică bănuiesc că ești destul de tânăr și nu poți să-ți dai seama cât de mult îți influențează nivelul de trai. Înțelegi? Deci politica clar îți reflectă nivelul tău de trai. Deci tu acum, să spunem, cred că ai pe cineva care e plecat în afara țării, care muncește în afara țării ca să trăiască mai bine și să aibă condiții mult mai decente decât în România până la urmă, că de asta pleacă lumea. În primul rând, pentru bani. Sincer acum. Corect, Andrei. Uite, o să-ți dai seama mai încolo cât de mult îți influențează viața politică asta. Și deciziile lor, taxele lor, impozitele care ți le pun și așa mai departe, accize, TVA-uri. Toate acestea se reflectă, până la urmă tu le plătești. Toți banii care vin la buget vin din mediul privat. Că numai privatul face bani, înțelegi? Statul doar cheltuie. Ca să înțelegi ce face statul. Statul cheltuie banii privatului, pe de-o parte. Și tu, dacă nu prinzi un loc de muncă la stat, degeaba, la stat, înțelegi tot, va trebui să muncești de 2 ori, de 5 ori mai mult decât lucrează, de 10 ori, poate, decât lucrează unul la stat. Înțelegi? Pentru că, clar, privatul tot timpul când investește într-un muncitor sau ceva de genul vrea să-și scoată bani. Adică nu te plătește pe tine numai ca să aibă un număr de angajați. Nu, categoric, să-i scoți profit. Că el nu, altfel nu funcționează. Bine, bine face fetița. Ce face pisica? Bine. Te salută, Iule.
Cred că cu toți am auzit rare și uite, eu m-am uitat dimineața înainte să plec la muncă, m-am uitat la povestea lui, că am uitat aseară să mă uit și a procedat corect. A procedat corect, adică el a procedat corect, pe de o parte că a mers la poliție și a scurt certificat medico-legal, atât, îi mai trebuie un avocat și avocatul de acolo se ocupă de totul. Îi spune pas cu pas ce are de făcut, adică el nu are ce să se ia după ce îi spune toți prin comentarii. Deci unicul lucru care trebuie să-l facă să contacteze un avocat și avocatul îi spune pas cu pas ce are de făcut conform legislației, a justiției, a codului, pana mea, la ce e în Spania acolo sau unde era el. Că în România e ușor, știi, să-ți dai cu părere și așa, dar nu știi legile de acolo. De la Iaud nu mai este autostradă până la Alba. Ce volan recomand sub 800 de lei? G29, cred că găsești G29 la 800 de lei, second, poate cu tocul schimbător. Nu mă uit la Cox. Nu mă uit pentru că nu-mi place cum s-a lansat pe platforma asta prin hate și chestii de genul, deci nu... A început cu stângul din punctul meu de vedere, deci nu... N-am de ce. Da, văd că lumea nu mai întreabă nimic. Liniște totală în chat. Ce salut, gaming? Mamă, dar stai că nu-mi cântă muzica. Ești nebun? Acum am observat. Mamă, stai că... De ce s-a întâmplat chestia asta? Când apare harta, Alex, când o să fie lansată? Tu ar trebui să știi mai bine în ce stadiu se află harta. Și ne apropiem foarte repede de februarie, de data de 31, dacă nu mă înșel, nu? Dacă vreau să dau de permis pentru camion, nu. Nu, adică într-un viitor foarte apropiat, nici de cum. Eu sunt în privat, îți trimis moduri. Pe 16 februarie. Hai, frate, că aici rămân blocat. What? What? Cred că știi ce e aici. E ceva. E ceva de care nu pot trece. Dar e ciudat, frate, cum m-am oprit acolo așa. Pe cuvânt, dacă nu. Te-a văzut Dumnezeu, da, corect, corect. Te salută, Technical. Zim Pateu? Ai tupeu? Pateu, ai prins tupeu? Chiar, frate, motorina. Mai am 23 de kilometri. Mamă, stai puțin, frate, că am motorina, frate. Eu m-am uitat la chestia aia roșie, am crezut că e acolo, dar nu e acolo. Te salut, Petruța.
scuze, dar nu dau ori costat bani. Tu te referi la moduri. Vreau și măturător pentru că sunt de Suceava. E bun, e bun așa asta, adică asta chiar n-am, am mai auzit-o vreo două ori, dar nu, n-am dat mod ca să știi, n-a funcționat. N-am de unde să-ți dau link-ul, George. Încă nu e disponibil la download harta aceasta. O cursă către Reșița? Nu cred, Antonio. Tu ești din România? Tu ești de pretutindeni, ca să zic așa. Te salut, Toprix. George, o să arăt, nu mai să ajung la destinație de acum că nu mai am mult. Dar nu sunt drumuri, sau nu este orașul făcut, Piatra Neamț încă. Din Alba? Mamă, dar ce se circulă pe aici cu viteză? Tu îți dai seama cu 80 de km la oră prin localitate? E 90? 80? Mie mi-arăt pe GPS, frate. E posibil? Chiar așa prin fața casei, frate, să treci cu 80 la oră? Băi, ești nebun. Dacă vin la Suceava primesc mod? Da, categoric. Dar cum să nu-ți dau eu un mod? Drobeta Turnu Severin, este pe hartă Drobeta Turnu Severin, am învățat la geografie, da. Da, îți dau și ție, Timi, cum să nu. Din Cuza Vodă 2, foarte frumos cartier. Mamă, ce stradă îngustă aici, atât. Băi, ești nebun aici, trebuie să o lăs? Dar cum virez aici, atât, ca să intru? Mamă, dar stai că ating remorcile astea, alte. Băi, frate, e nasol aici, înghesuit, rău. Nici nu știu dacă pot să-l bag, că dau de gard. Uite. Mamă, e nasol și trebuie să o mai și întorc. Băi, ești nebun? Deci n-am cum să fac toate treburile astea acolo. Uite, și aici am stâlpii ăștia, alte. Băi, ești nebun? Păi cum în dracu o bag eu acolo? Hai că aici am înțeles că nu mai pot, gata. Păi cum în dracu fac eu toate treburile astea? Dar n-am cum, stai puțin că am stâlpie, ia să vedem. Uite, n-am cum că am stâlpie. Păi cum dracu fac? Cred că vin invers și fac treaba asta. O întorc în altă parte. Am trebuit să o scot în drum și din drum să o dau cu spatele. Acum să mă lese. Stai pute. Hai că s-a oprit traficul, opa, stai că eu am scapat-o de sub control. Atât. Da, frate, ia uite ce frumos. Oare mă lasă aici pe câmp să o iau?
Hai că mă las. Mă bag pe câmpul omului. Băi frate, din cauza copacului nu puteam să o îndrept, ești nebun? Și acum pot să o bag așa? Nu, no, frate, n-am cum. Băi, ești nebun, nici așa n-am putut. Uite. Zic că nu pot să trec prin ele. Băi, ești nebun. Hai că am treabă, hai că am treabă aici, nu glumă. Da, și acum cum să fac virajul? Că n-am cum, frate. Băi, să-mi bat piciorul ce parcare tâmpită, să mor dacă nu. Păi n-am cum să virez acum în loc. Uite. Bă, a dracu dacă mă lăs. Deci, a dracu dacă mă lăs. Eu vreau neapărat să o bag acolo. Băi, frate, ce-am apăsat? Am apăsat din greșeală să decuplez remorca, ești nebun? Da, acum am atins o parte asta la altă, cred că. A, nu. Ok. Uite, frate, o ating în gard acolo, ești nebun. Nu pot să o scot din gard de acolo. Uite cum am blocat-o. Băi, ești nebun. Deci, frate, aici, dar nu pot să mai virez, nu mai pot să mă mișc deloc, uite. Acolo, în stâlp. Am băgat-o și aici sunt în capăt. Aici, asta. Și de asta eu nu mai pot să o, am blocat acolo. Păi, ești nebun. Deci, e viral la maxim. Dar să știi că nu mai pot. Nu mai pot să-i fac nimic, frate. Da, frate. Camera 0. Vai, dar ce bine. Mamă, ce bine am dat-o. Ești nebun? Băi, ești nebun? Am reușit să fac parcarea, ești nebun? Nu-mi vine a crede, am reușit până la urmă, dar am cer scuze din cauza YouTube-ului. Am avut un frame drop, nu știu, s-a întâmplat ceva din cauza YouTube-ului. Și am ajuns la nivelul 11, meseriaș, părât, meseriaș părât, asta aș putea spune eu despre mine. Acum haideți să vă arăt harta lumii, încă o dată. Te salut, Coro. Numărul 1 la parcare, păi ce naiba, nu sunt eu ăla care rog colegul să-mi parcheze mașina. Exact la fel cum fac femeile și roagă bărbații să coboare jos să parcheze mașina. Da, eu o să mă opresc aici și vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost din nou alături de mine. Sper să ne vedem și data următoare cu un nou live. Până atunci vă urez o seară cât mai plăcută să aveți. V-am salutat. Papa.